Kiki, cum a fost primul amical al noului an? Bună ziua, în primul rând. A fost un amical benefic pentru noi, venit după o pauză îndelungată în care ne-am reîncărcat bateriile, venim după 2 săptămâni de pregătire în care accentul a fost pus mai mult pe partea fizică. A fost un antrenament bun, important este că am ieșit toți sănătoși, am încercat să facem ceea ce lucrăm la antrenamente. Este și primul amical al anului, ușor lucrurile se vor regla și ne vom atinge obiectivele pe care le avem stabilite. În ce măsură ați reușit să puneți în practică ce ați discutat înaintea meciului, având în vedere și condițiile? Trebuie să ne adaptăm, astea sunt condițiile, nu avem ce să facem. Important e că avem un teren de iarbă unde să ne antrenăm, decât preferăm un teren de iarnă decât cel sintetic, pentru că știe toată lumea că este mult mai greu pe sintetic. Mulțumim celor de asemenea că ne-au dat posibilitatea să jucăm pe acest teren de iarbă. Încercăm să punem în practică tot ceea ce lucrăm la antrenament, indiferent de condițiile terenului, pentru că asta facem în fiecare zi și asta trebuie să punem în practică. Cum îi simți pe băieți după cele 2 săptămâni de pregătire și după 90 de minute? Amical. Cred că băieții sunt focusați pe ceea ce au de făcut, pentru că toată lumea își dorește să fie sănătoasă, în primul rând să-și atingă obiectivele pe care le are și trebuie să muncim. Știm că nu ne așteaptă o perioadă tocmai plăcută, mai ales acum, dar este o perioadă grea și ne va fi benefică pe viitor. A strâns și câteva sute de curioși pentru un prim meci amical? Da, probabil și pauza asta destul de îndelungată le-a insuflat un dor de a vedea un meci. Au fost și vremea destul de ok și le mulțumim tuturor suporterilor care au venit să ne vadă astăzi. Mulțumesc, Chiki. Mulțumesc și eu. Max, un prim amical, un rezultat de egalitate, fără goluri azi la Simeria. Care sunt concluziile tale? Glumeam cu Militarul după meci, antrenamentul fizic bun. Așa e în perioada aceasta după vacanța asta lungă. A fost un meci de angajament și suprafața de joc nu ne-a permis să... Nu știu, să fim mai rapizi. Am avut câteva șanse să marcăm, dar ca la nivel de angajament n-am ce să le reproșez. După 2 săptămâni n-am ce să, nu știu, să trag niște concluzii după aceste 2 săptămâni sau după acest joc. A fost un meci bun, antrenant, băieții s-au implicat foarte bine. O replică bună a celor de la Dej. Mă bucură faptul că nu au fost accidentări. Doar Lica a ieșit și ieri din antrenament, spre sfârșitul antrenamentului a avut o lovitură în șold, dar nu e nimic muscular sau de lungă durată. Am văzut un pic mai supărat sau poate un pic mai agitat la pauză? Puțin am fost, da. Puțin am fost mai... Nu mai agitat, dar simt momentele. E normal că e încărcătură pentru jucători, se simt puțin obosiți. În momentul în care apar niște greșeli, apar și reproșurile. Tocmai asta le-am spus, să țină cont de ele, pentru că fiecare dintre noi greșește și ba mai mult pe un teren ca acesta. După antrenamente grele e normal să apară și greșelile, dar trebuie să fim mai toleranți. Asta m-a nemulțumit puțin, lipsa de reacție. În loc să alergăm să ne facem antrenamentul, noi stăteam să ne reproșăm sau să... Nu că au fost reproșuri, dar nu prea accept lucrurile astea și am ținut să le reamintesc jucătorilor din primul meci. L-am văzut în primul 11 pe Lucas Câmpan. Lucas Câmpan nu e un copil care a venit să-l vedem. Trebuia să-l vedem o repriză. E un copil născut 2007. Avem nevoie, cum v-am spus, ne gândim și pentru anul viitor. Să luăm în calcul câțiva copii buni de 2006-2007. Vom avea nevoie de astfel de jucători și la anul. A fost un joc bun și din partea lui, pe un post pe care el nu a mai jucat. Am fost mulțumit în mare, am fost mulțumit de aportul lui. La doar câteva zile distanță mai vine un meci amical cu cei de la ACS Mediaș. Ați comprimat destule meciuri de verificare la plecarea în Antalya. Noi așa ne-am gândit, așa am structurat pregătirea cu 2 meciuri în săptămâna care urmează. Jucătorii își vor lua antrenamentul și din meci. De asta spun că m-a bucurat faptul că nu au apărut accidentări sau alte lucruri să nu putem să-i folosim. E o perioadă mai încărcată, dar sper să o trecem cu bine peste.
destul de mulți privitori pentru un prim meci amical. Da, lumea aștepta să ne vadă la lucru. Trebuie să fie și ei mai îngăduitori, pentru că băieții se antrenează în aceste zile intens și vin și după o pauză mai lungă. Dar cum am zis și la începutul interviului, mi-a plăcut angajamentul lor, chiar dacă au fost câteva greșeli, dar n-au fost greșeli de poziționare sau de interpretare, au fost greșeli tehnice și asta mă bucură. Am văzut o ultimă întrebare, am văzut în același timp, sper să nu greșesc, că ai folosit două sisteme diferite. Am încercat să jucăm și în 4-2-3-1, pentru că mijlocașul lor central cobora foarte, foarte mult și interii noștri făceau un efort mare și am schimbat puțin din mers. Băieții se adaptează, am mai jucat sistemul ăsta și băieții se adaptează, înțeleg perfect ce le cerem. Mulțumesc, Max. Mulțumesc și eu. Corvinul, corvinul. Bye.